to be or not to be? Asta zice Will. That's the question. Adică toți avem un adevăr universal, cel că murim, dar adevărul e că nu toți trăim. Și de ce nu toți trăim? Este pentru că 98% din mentalul nostru este un program. Da? Și noi suntem programați. Și ni se toarnă în căpuț, sorocul de el, tot felul de lucrușoare care să ne locheze în creierul reptilian, adică în creierul emoțional și mai precis în frică, rușine, vinovăție. Vă sunt cunoscute, domnilor, aceste sentimente, doamnelor și domnișoarelor, mă scuzați, da, vă sunt cunoscute. Ei, ce vreau eu este să vă poftesc la un diving în propria ființă și să vedem ce face ca tulburarea asta emoțională care face ca omenirea să fie așa cum este. De unde ne vine, din ce programe și să încercăm să dăm lucrurile afară, aceste emoții, și să reușim să, uite aici, să îl scoatem pe dânsul din procesorul nostru, pentru ca să putem să ne limpezim cu adevărat, să vedem cine suntem, de unde venim și încotro ne ducem. Pentru că în viața noastră să putem să fim noi înșine și să ne ridicăm la nivelul creierașului nostru, să zicem așa, înzestrat, cu un potențial de creativitate și de genialitate care, din păcate, și studiile spun că s-a pierdut, și că dacă noi ca și copii eram 98% geniali, astăzi adulții peste 35 de ani au rămas 2% geniali și creativi, iar restul, din păcate, ne ducem la fund. Și ca să vedem asta, de ce și cum, eu vreau să apelez la aceste simboluri, la jucărie, pentru că ține de capacitatea divergentă de a învăța a copiilor, care, cum am zis, sunt geniali și creativi, până nu intră în sistemele de învățământ care să facă ca această pierdere a relației cu sinele să ne împovăreze și să ne tulbure existența. Deci îmi doresc foarte mult ca laboratorul meu de fericire, prin cunoaștere pe care l-am deschis virtual, adică pe YouTube, să-l aduc în plan real și să deschid o serie de workshop-uri și de seminarii și de conferințe pe teme din acestea, pentru ca să ne limpezim și pentru ca să avem o altă calitate a vieții și o altă calitate a morții decât cea pe care o avem în momentul de față. Deci dacă sunt dintre voi oameni care conștientizează că ceva nu e așa cum și-ar dori cu viața lor și ceva nu e așa cum au visat cândva, vă aștept, dacă sunteți dintre cei care ați ajuns să conștientizați că viața voastră nu e așa cum
ați fi visat cândva. Vă aștept să ne limpezim împreună. Ce e și cu întrebarea asta cuantică, a fi și a nu fi? Asta e întrebarea. Cum să fii, cum ai vrea să fii și cum să nu fii, cum vor alții să fii? That's the question. To be and not to be. Vă aștept.